Vă invit să vă ridicați. Luca 10:38. Pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele Lui. Marta era împărțită cu multă slujire. A venit repede la el și a zis: Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi, dar să-mi ajute. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorește frământ tu, dar un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună, care nu îi se va lua. Amin. Doamne, te rog să binecuvintezi cuvântul acesta în viețile noastre și în inimile noastre. Și, Doamne, te rog și te rugăm să ne ajut să-L trăim fiecare dintre noi, în fiecare zi din viața noastră. Amin. Vă invit să vă reașezați. Nu știu dacă ați fost atenți la ultima piesă pe care David a cântat-o la pian. O inimă în care răutatea să nu stea și o inimă care cu adevărat să domnească Hristos. Ziua aceasta e o zi a minunilor și așa cum ne-am rugat, îi mulțumim pentru că ziua aceasta a fost, este un vis împlinit. Când ne-a rugat pentru Liam, când putem să cântăm împreună cu grupul acesta frumos și special și Domnul să-i binecuvinteze. Doar câteva momente în dimineața aceasta, aș vrea să vedem câteva lucruri vis-a-vis de viața creștinului între închinare și slujire. M-am tot frământat săptămâna asta și săptămânile acestea care să fie mesajul. M-am luptat așa și cu idolii închinării, cu mai mult să merg și eu tot în sfera aceasta închinării, dar am ales mesajul acesta gândindu-mă că am eu mai multă nevoie de el și poate și dumneavoastră. Și din textul acesta aș vrea să extragem câteva lucruri practice vis-a-vis de trăirea între închinare și slujire, între cele două lucruri care ar trebui să se contopiască, să se îmbine și să aducă echilibru în viața noastră, pentru că creștinul trebuie să aibă inima, dacă vreți, udată de lacrimile pocăinței și mâinile murdare de făina din bucătărie. Ca și creștini nu putem să trăim doar într-o sferă, ci împreună, de fapt, ne duc într-o adevărata părtășie cu Hristos. Ne uităm la textul acesta și o să luăm două tipologii de oameni, de creștini, pe o parte Maria, pe o parte Marta, dar aș vrea să nu uităm că ea pocăința nu se sfârșește la botez sau viața nu i-a sfârșit la botez, ci de la botez începe. Pocăința nu e de la biserică și o lași la biserică, ci o duci cu tine, trăirea cu Hristos, părtășia, închinarea. Și o închinare autentică te duce într-o slujire autentică și eficientă, pentru că înainte să îi dai ceva Domnului, trebuie să te dai pe tine Domnului și înainte să rogi pe Domnul să facă ceva cu tine, trebuie să te rogi ca Domnul să se descopere și tu să-L descoperi pe Domnul. Și nu vorbim doar o teorie din asta bisericească aici, pentru că, să știți, cuiva tot îi datorăm închinarea și cuiva tot o dăm. Cuiva tot ne închinăm și pe cineva tot slujim. Și important e și omul înțelept e cel care se închină lui Dumnezeu și slujește lui Dumnezeu. Vă rog, lăsați Biblia deschisă, inimile deschise. Din textul acesta, patru lucruri în câteva momente în dimineața aceasta. Aș vrea să vedem ce înseamnă cu adevărat provocarea aceasta pe care o avem între închinare și între slujire. Spuneam între inimă și mâini murdare, între mâini care slujesc și inimă care se predă înaintea lui Dumnezeu. Marta era sora mai mare și sora mai mare și atunci și acum ea comandă, ea execută. De aia o vedem în textul ăsta un picuț mai activă, sau cel puțin era atunci, astăzi nu mai știu cum e, dar mezinul era mezin și atunci. Răsfățatul tot răsfățat era bun. Haideți să ne apucăm de treabă, mergem verset cu verset în dimineața aceasta și primul verset vedem implicarea Martei. E tipologia slujitorului activ, slujitor, energic, focusat pe rezultate, ospitalieră, bucuroasă de a sluji. E tipologia omului care trebuie să facă ceva continuu.
Mă uit la dumneavoastră și eu uneori cred că notați ceea ce spunem noi, dar cred că uneori notați ce proiecte vreți să mai faceți. Și te gândești, mă, când ajung acasă, mai trebuie să fac asta, mai trebuie să fac cealaltă și ești totdeauna în mișcare. Nu poți să stai mai mult de 5 minute într-un loc, că trebuie să faci ceva, te pițigi, faci ceva, scrii, te ridici, mergi înapoi, faci 5 flotări, vii iar înapoi, te apuci de carte. Nu poți să stai, sunt oameni ăștia activi. Și care trebuie să țină Domnul pentru ei soare în loc, că atâtea proiecte au într-o zi încât n-au cum, deci e imposibil, dar ei și l-au bifat acolo și l-au pus și vrea să facă și merg și dreg și cunosc oamenii de genul ăsta și îi redescoperim și azi dimineața am redescoperit-o pe o soră înainte să începe programul, nu a putut să facă, trebuie să facă ceva și până hol, să mai aranjeze, o dinamică din asta debordantă, faină, în care te uiți la oameni și te întrebi, mă, dar de unde au toată energie? Și Marta e tipul de om care face ceva, e omul care slujește, e omul care, când au intrat acum 13 bărbați în casa ei, greu cu 1, 2, dar apoi cu să le dai de mâncare, dar la 13 plus Lazar 14. Și ăsta s-a uitat, nu mai zis nimic, nu a pus nimeni să slujească la bucătărie. Ea și-a luat șorțul rapid, o dat drumul la aragaz, și-a închis ușa și o bubuit acolo. A început să slujească, a început să facă ceva, a văzut nevoia. Și un aspect al slujirii noastre e atunci când ai ochii deschiși să vezi nevoia, pentru că înainte să faci trebuie să vezi și trebuie să-ți atingă Dumnezeu inima. Pentru că nu trebuie să spună nimeni, dacă dragostea lui Hristos nu ne motivează, să știți, nimic nu ne poate motiva mai mult să slujim pe cei de lângă noi. Și nu doar să spunem că îl slujim pe Domnul, ci atât de important e slujirea noastră să fie o slujire practică în care să vezi nevoia și să acționezi. Interesant e că Domnul, spune Biblia în versetul acesta trecut, prin sat, și una de încurajare pe care o am, pentru dacă te regăsești în tipologia asta de om care faci foarte mult, nu stai toată ziua cu cărțile, tu de fapt nu citești istorie, tu faci istorie. Tu nu stai să citești așa de mult, tu faci filozofie, tu le știi pe toate, tu faci o școală a vieții. Știți, avem noi ăștia mai dinamici, avem scăpările noastre, ușițele noastre. Vreau să spun un lucru foarte important aici. E că Iisus Hristos vrea să intre în casa ta. Versetul 38 e versetul de unde pornim, e versetul în care se întâmplă minunea aceasta că El, Iisus, alege să intre în casa Martei. El este oaspetele, dacă vreți, suprem. El este Domnul peste viața noastră și peste casa noastră. Și bucuria și încurajare pe care o am pentru tine, chiar dacă poate nu știi să jonglezi așa frumos cu verbul, să alanjezi lucrurile, să știi să vorbești așa frumos, dar faci cele mai bune brioșe, de exemplu, faci cea mai bună prăjitură, cel mai bun aperitiv. Vreau să spun ceva, indiferent în care e sfera în care Dumnezeu te cheamă și simți că ești chemat să slujești, Dumnezeu vrea să intre în casa ta. E radicală treaba asta. Nu trebuie să uiți asta niciodată. Indiferent care ai trecutul, și am văzut din mărturia sorii Dane dimineața asta, indiferent care ai trecut, indiferent ce ai reușit să faci sau ce n-ai reușit să faci, Iisus vrea să intre în casa ta. Mulțumesc de încurajare, amin? Fraților, Iisus Hristos vrea să intre în casa noastră. Noi trebuie să, în mintea noastră trebuie să cosmetizăm un pic lucrurile înainte. În mintea noastră trebuie să mai aranjăm. Doamne, nu chiar acum, mai trebuie să pun, mai trebuie să fac. Vreau să spun, în inima noastră vrea să rămână El Domn. Peste ceea ce spun, peste ceea ce ascult, peste ceea ce sunt, Iisus vrea să rămână Domn. Pentru că închinarea are de-a face cu inima mea. N-are de-a face cu ce ofer eu, ci ceea ce am primit. Nu doar să ofer dragoste, ci să mă las iubit de dragostea Lui. Fugim, și nu doar fizic, ci fugim spiritual în atâtea și atâtea locuri, căutând de fapt ceea ce doar Hristos ne poate da, acea dragoste perfectă. Acea dragoste desăvârșită, acea dragoste în care necondiționată, acea dragoste care doar îți spune să te lași iubit de El. Și în primul verset vedem lucrul acesta, în al doilea verset vedem nu doar implicarea Martei, vedem închinarea Mariei în versetul 39. Și interesant, versetul 39 spune așa, ea a avut o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și a ascultat cuvintele Lui. Asta îmi place foarte mult, imaginea asta. Parcă o văd pe Marta din bucătărie, știi, deschide ușa așa, aburi, hotă, tot acolo. Deschide ușa la bucătărie și dă către Maria, știi? Acea privire, știți, care îți spune pe puncte vreo trei lucruri. Acea privire care îți spune tot ce ai vrea și n-ai vrea să vezi și să auzi. Dar Maria era în worship.
în închinare. Ea se închina Domnului, ochii închiși, mâinile pe sus, asta la altă, nu mai știa pe ce să pună mâna, ce să facă. Uneori mi se întâmplă și mie, că tot mă uit când vreau cu vreun frate să se uită la mine, să-i spun ceva în închinare. Asta e o libertate pe care... Și mă gândeam la Maria, că ea nu e axată pe acțiune, ci pe relații. La ea în bucătărie, dacă Maria avea bucătărie, avea oricum open space, nu gătea foarte des, poate. Nu găseai rețete de prăjituri, ci doar numere de telefon de la restaurant și pizzerii din zonă. E altă categorie, altă tipologie. Niciuna nu e bună, nici greșită, dar împreună, să știți, fac lucrare bună. La picioarele Domnului ascultare, iar rămâne acolo la picioarele Domnului, pentru că de fapt înțelegi în închinare care e locul tău. Dacă în slujire știi ce Dumnezeu te cheamă să faci, în închinare știi unde ți este locul, la picioarele Domnului, aici e adorare, aici e ascultare înaintea lui Dumnezeu. E îmbinarea dintre cele două lucruri, ce se întâmplă cu tine, în tine și cu tine, ce se întâmplă, ce face Hristos și la ce te cheamă Hristos. Ne uităm la implicarea Martei, cea care poate să facă ceva, face cu mâinile ei. Maria se lasă atinsă de ceea ce a făcut Hristos deja pentru ea pe Golgota. Pentru că al treilea rând, următorul verset, vedem indignarea Martei. Și nu, dacă s-ar întâmpla aici, zic, ne împărțim în două, fiecare tabără, nu. Se întâmplă ceva frumos în dinamica textului și vedem indignarea Martei și ea se supără la un moment dat și a zis, Doamne, nu se poate numai eu. Nu se poate să slujesc numai eu, pentru că e o caracteristică aici a slujirii fără închinare. Și prima din ele e că te autocămpătimești. Și ea merge la Domnul și strigă într-o toți acolo și spune, dar numai eu slujesc. Numai eu fac, numai eu acum să fiu cenușoreasa casei, numai m-am săturat. Avem, dacă vreți, atitudinea asta când de fapt nu ne-am închinat întâi. Și ce spune Domnul lui Satan că atunci când Domnul este ispitit, prima dată îi spune Domnului să te închini și lui să îi slujești. Prima dată e închinarea și după aia e slujirea. Că dacă nu e închinare, în slujire e doar autocompătimire și... Doar ne uităm cât de greu ne este nouă. Dar când te-ai dat în închinare Domnului, când ți-ai dat inima, ai o inimă de slujitor și nu mai contează ceasul de slujitor. Dar dacă n-ai dat inima, te focusezi doar pe ceas, cât faci cu rezultate și obiective și task-uri și așa mai departe. Dă-i inima Domnului. Dă-i inima ta Domnului. Într-o închinare în care reușești să-ți știi locul la picioare Domnului și El e Cel care binecuvintează și El îți face dreptatea de care ai nevoie și binecuvintează inima ta. O închinare fără, o slujire fără închinare e că te enervezi, te uiți la Maria. Te uiți, bă, dar asta chiar nu facem, eu tot m-am uitat la ea, eu tot am provocat-o, tot am chemat-o, dar nu se întâmplă, nu face nimic. Uite-o, zice, ce sfântoacă e. Numai acolo pe la biserică și atâta, nu mai vezi, nu mai... Dar eu, uite cât fac eu. Eu vă spun ce citesc în cărți, nu ce se întâmplă aici. Sau în viețile dumneavoastră, nu? Pentru că un alt lucru e că te revolți și pe Domnul. Și ce spune Domnului? Ție nu-ți pasă? Așa, nu-ți pasă că mâncați și felul 1, felul 2 și felul 3 și nici măcar nu mă ajută la servit. Va măcar la atâta dacă m-ar fi ajutat, nu? Și de atâtea ori, slujirea noastră, devotamentul nostru are de suferit pentru că de fapt am uitat să ne închinăm întâi. Dragilor, e o dimineață a cântării, e o dimineață în care vrem să-L lăudăm pe Domnul și l-am lăudat pe Domnul și o să-L mai lăudăm imediat pe Domnul. Dar înainte să-L lauzi, lasă-te dus în închinare înaintea lui Dumnezeu. Amin, fraților? Înainte să faceți o slujire, închinați-vă celui pe care îi datorați slujirea și îi acordați slujirea. E așa important ca inima ta să fie o inimă închinătoare și să te închine înaintea lui Dumnezeu și pe urmă să slujești pe Dumnezeu. Garantat lucrurile se schimbă, atitudinile se schimbă, te bucur că poți să faci, te bucur că e în casa ta, te bucur că îți mulți, că poți să faci mult, te bucur că ești provocat să faci, că în inima ta e predată, că în inima ta nu e predată. Toate celelalte lucruri par că o povară. Și aici intervine Iisus
Și ultimele două versete vorbesc despre modul în care Domnul intervine aici. Și Domnul spune câteva lucruri vis-a-vis de închinare și primul din ele, în intervenția Domnului, spune că de fapt închinarea este prioritară. Și Biblia spune în versetul acesta, versetul 41 și versetul 42, la sfârșit spune, ea și-a luat lucrul care trebuie, care prioritizat. Închinarea va trebui să fie în viața noastră prioritară. Nu te duci la serviciu fără să te închini celui care ți-a dat și serviciu și te ține în serviciu și dă putere să mergi la serviciu. Amin? Amin. Închină-te înaintea lui Dumnezeu. Fă-ți rost de timpul acela doar tu și Dumnezeu, pentru că dacă nu-i dai timpul lui Dumnezeu, nu mai ai timp de toate. Dacă nu-i dai banii care trebuie să-i dai lui Dumnezeu, nu mai ai bani de nimic. Dă-i ce trebuie să-i dai lui Dumnezeu ca să poți să trăiești și să ai resurse să trăiești. Și nu doar să existi, să trăiești, să simți că trăiești, să ai viață în tot ce faci. Închinarea este prioritară. Pentru că Domnul spune, ea a prioritizat lucrurile și a ales. Spunea cineva un lucru extraordinar. Oarecum viața noastră ar trebui să fie un fel de Marta înainte de cine și o Maria după cine? Că dacă ne uităm în Ioan 11 și Ioan 12, vedem că Maria a schimbat un pic rolurile, pentru că, de fapt, închinarea aceasta nu e doar prioritară, ci închinarea aceasta e și productivă. Schimbă inima noastră. Te ia Domnul și te duce în sferă în care n-ai crezut niciodată că vei ajunge sau vei face anumite lucruri. Pentru că închinarea e permanentă. Nu îi se va lua niciodată, spune Biblia aici. Gândul pe care l-am pentru dumneavoastră în dimineața asta, extras oarecum din textul acesta, indiferent că suntem o tipologie a Martei sau Mariei, indiferent la ce te cheamă Dumnezeu să faci, fii atent întâi și nu uita asta, la ce te cheamă Dumnezeu să fii. Că s-ar putea foarte mulți idoli să avem în viața noastră, foarte multe lucruri care să ne blocheze și să nu ne lase cu adevărat să intrăm în închinare înaintea lui Dumnezeu, apoi în slujire. Nu uitați, vă rog, imaginea asta. Inima noastră trebuie să fie plecată înaintea lui Dumnezeu și mâinile murdărite, dacă vreți, de făina din bucătărie. Nu te poți opri doar într-o parte, ci Hristos e cel care te aduce împreună. Hristos le aduce pe cele două tipologii de oameni împreună. Pentru că la picioarele lui Hristos, acolo e adevărata închinare și adevărata slujire de după. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea o inimă de închinători și mâini de slujitori. Amin, fraților? Mă rog să ne ajute Dumnezeu să ne închinăm înaintea Lui și închinarea să nu mai dăm nimănui și să nu acordăm nimănui și să nu oferim nimănui decât Lui Hristos. Și ce înseamnă cu adevărat închinare, nu doar să spui, nu doar să faci, nu, lasă-te atins de momentul închinării, ca și Isaia în Isaia 6, lasă-te atins de El, ca apoi prin tine Dumnezeu să atingă oameni prin slujirea pe care o faci. Dumnezeu să vă binecuvinteze și mă rog ca Domnul să ne dea cu adevărat o inimă în care să știm să ne plecăm înaintea Lui în închinare, ca El să-și primească gloria din slujirea noastră. Și apoi slujirea nu va fi despre noi, ci despre El, și viața noastră va fi o viață plină de prezența și puterea lui Dumnezeu în viața noastră. Nu uitați, repet asta, nu uitați, închinați-vă întâi. Să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și pe urmă lucrurile se văd altfel, credeți-mă, când ești în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.